Ce mare bogat avem! Avem o mare bogată. Nimic? Pustietate. Da, dar măcar pustietate ar fi trebuit să-mi răspundă. Ecoul. Dar ecoul meu? Ia! Na. S-a dus și ăsta. Nu mai e. S-a isprăvit. Ăsta-i semn rău. Mai știi, poate e vreo măsură mai nouă, luată de pescari, să se termine odată cu gălăgia asta de pe mare. Chiar ceva carm. Nu e bine să se strige pe mare. Pe uscat mai treacă, meargă, dar pe apă, ba. Pe țip eu, țip tu, țipă celălalt, a? Zgomotele se adună, valurile intră în vibrație ca un pod, știi cum ca un pod? Ca un pod pe care trec soldații toți în același timp. Se dărâmă, așa e, pe când se pun și ăștia să treacă, pe așa e și cu marea. Intră în rezonanță valul ăsta, intră în rezonanță valul celălalt. Păi s-ar putea isca o furtună și când ar năvăli toată apa peste noi, stai, nu, 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 nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu e bine. Nu, nu. Nu e bine. De-aia zic eu că fiecare om trebuie să-și vadă de trebușoara lui, să privească în cercul său și să tacă. Să tacă? Să tacă. Păi nu, dar eu trebuie să-l strig, eu trebuie să-l chem pe Iona. Iona! De fapt, Iona sunt eu. De-aia strig să induc pe pești în eroare. Ei trebuie să creadă că el pescuiește în altă parte. Cred că ar trebui să pescuiască în altă mare. Poate acolo. Parcă poți să schimbi marea. Nu poți. Apa mării frumoasă naibie. Habar n-aveți câți pești mișună pe aici. A? Ia să văd cam câți credeți așa. A? Cât? 100? Vai, da. Mai mulți, mai mulți. A? Na, mai mulți. Atunci cam cât ai număra toată viața? Na, mai mulți, mai, mai mulți. Atunci cam cât a număra toată moartea? Poate că avem o moarte lungă. Vai, ce moarte lungă avem. Ce mare bogat avem. Iar cum poate marea asta să-i țină ea pe toți peștii ăștia pe mâncare și pe bere? Eu cred că le dă mai multă apă. Nu, așa, ai dreptat, că ei nu beau apă. Da, da. Ei lasă, ei, le mai toarnă ea și apă. Când îi vede așa pe toți cu gurile căscate, parcă acum atârnă mai greu. Cred că l-am prins pe ramare. Barosanu. Ah, de mult. Pândesc eu peștele ăsta. Dacă l-am și visat,
Nu-i vorba că eu visez în fiecare noapte numai pești. Visul și peștele, visul și peștele, visul unu crap, visul doi morun, visul trei plătică, la plătică mă trezesc înjurând, mă zvârcolesc și sunt gata, gata să adon ce crezi că visez, ce? O fâță! Fâță, o fâță, uite, atât de mică că se topește până te trezești. Păi spune-mi, ăsta se mai poate numi vis? A? Sigur că nu se mai poate numi vis. Și în timpul ăsta, cei doi copii ai mei dorm uștean. Eu nu știu cum pot dormi unii, așa că i-am și întrebat odată. Mă, ce visați voi de dormiți toată noaptea, Buștean? Și ei așa, cu ochii sclipind de fericire la mine, Marea, tu! Da, poate că ei visează marea fără pești. Apa mării, frumoasă naibii mai e. Eu cred că dacă aș fi pădurar, cred că aș visa în fiecare noapte numai copaci. Doamne, ce umbră deasă poate să dea 1.000.000 de copaci. Deasă ca mierea. Și eu să stau acolo tolănit la umbra lor, cu capul rezemat de o buturugă și să mă tot uit după veverițe. Vezi că pe veverițe nu trebuie să le prinzi. E, asta mi-ar mai trebui acum, ca în visul meu nenorocit, să mai alerg și după veverițe. A, și e greu atârnă. A, hai că l-am prins pe la mare. Barosanu. Haide, hai mă, ce să fac? Trebuie să trăiesc și eu. Burta cere, haide, haide odată, hai, nu, 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 nu! Mi se pare mie, sau e târziu. Uite, s-a făcut târziu în mine. S-a făcut întuneric în palma de la mâna dreaptă și în sarcâmul din fața casei. Trebuie să sting repede cu o pleoapă toate lucrurile care au mai rămas aprinse, papucii de lângă pat, cuierul. Și-am lăsat vorbă în amintirea mea, ca măcar la soroace mai mari, universul întreg să fie dat omenirii de pomană. Peștele. Sunt înghițit tot? Tot. Înghițit de viu sau de mort? Nu, nu. Nu, din moment ce îmi dau seama. Uite, pot să și umblu, pot să merg până aici. Și până aici. Pot să și vorbesc? Pot să fac ce vreau? Să văd dacă pot să și tac.
Nu, că mi-e frică. Nu, am auzit o poveste cu unul înghițit de un chit. Ei, nu mai spune, da. Tot așa pescuia sărmanul și vine chitul ăla mare și haț! Și gând. Și gata. Gata ce gata. L-a înghițit. Tare curios sunt dacă o mai fie și zdravă în omul ăla de acolo. Pe cum să iasă? Păi asta te întreb și eu. Povestea aia, ce zice? Ce ne învață ea? Nu știu, că am auzit numai partea asta întâia, în care se spune clar că poți să fii înghițit de un chit. E, mulțumesc! Asta, Gigiu, trebuia să o învăț, o aflam aici. Ce și-o fi pierzând oamenii timpul cu lucruri care nu le mai folosesc după moarte? Pe mine mă interesa partea a doua. S-ar fi putut să scape, spun eu. A scăpat și spun și cum. S-a dat mult înapoi, dar mult, 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 și a luat avânt și a trecut prin burta peșterii, fluierând. Uite cât de fluierat știu și eu să fluier. Pe unde o fi el mai subțire? Eu cred că e tânăr, săracul. Ce să faci? E și el fără experiență. Peste tot dai de tineri fără experiență. Ei, numai cu babalăci. Pe unde o fi el mai subțire? Ce sunt ăștia? Niște cărăbuși? Cărăbuși. Cărăbușii au o mulțime de picioare, dar când se răstoarnă pe spate, nu mai pot să-și revină, sunt ca și pe lumea cealaltă. Ar trebui și ei să repartizeze mai rațional picioarele. Nu erau cărăbuși, ha? Au dispărut, nu erau cărăbuși. Nu știu așa de ce mi s-a făcut dor de un cărăbuș. Înainte vreme îmi plăceau tot felul de gângănii. Stam așa gânduri întregi și mă uitam la ele. Bine, asta se întâmpla afară, când aveam condiții să mă uit la ele. Sunt un fel de gâze. Sunt așa mici, ca și furnicile. Dacă spun și cum le cheamă. Nu. Ca să vezi, am uitat cum le cheamă. Tot așa își fac ele niște cuiburi mici în pământ, așa, cu niște găurele mici, așa ca o împunsătură de ac. Umblă el așa pe câmp, ce umblă pe câmp și se întoarce fiecare la împunsătura sa de ac, cum și-o fi recunoscut ele fiecare împunsătura ei de ac, câte pământul ăsta de mare, nu știu. Odată una tocmai se pregătea să intre. Am luat-o pe cal, că eram călare, și am dus-o peste 7 poște să văd dacă mai nimerește locul. Și l-a nimerit
N-am avut timp să cercetez. Au început alte evenimente, războiul, războiul, da. Dar i-am scris mamei să ducă să cerceteze locul. Și a mai găsit locul? Nu l-a mai găsit pentru că a fost un cutremur și ne-am mutat în altă parte. Aș vrea să treacă acum Dumnezeu pe aici. De acolo și până acolo. Înainte vreme mă gândeam tot timpul la soția mea. Acum, cu cât trec zilele, soția parcă se întunecă în mintea mea și se luminează mama. Ca la fântânile cu două găleți, una se scoboară, cealaltă se înalță. Acum nu se înalță decât mama. Să rămână. Ce clar o văd. Cred că acum și ea se gândește la mama ei. Dacă ar trăi bunica și bunica, s-ar gândi la mama. Eu cred că există un moment în viață când toți oamenii se gândesc la mama lor. Ce liniște ar fi atunci pe acest pământ. Dacă cineva ar striga ajutor, ar fi auzit pe tot pământul. Ce păcat! Ce păcat! Ce păcat că n-am eu o sticlă. Aș scrie un bilețel, l-aș pune înăuntru și l-aș lansa pe valuri. Și aș scrie așa. Mamă! Mamă, mi s-a întâmplat o mare nenorocire, mamă! Mai naște-mă odată! Prima viață, poate că ea nu mi-a reușit, cui nu-i se poate întâmpla să nu poate trăi după pofta inimii. Mamă, dar măcar la a doua, la a treia, la a zecea oară, tu nu te speria din atâta și naște-mă, naște-mă mereu, pentru că mereu ne scapă ceva în viață. Soldaților le scapă pacea, somnambulilor le scapă luna nevăzută. Mamă! Ce? Am început să primesc scrisori? De la vreun naufragiat, desigur. Ei au obiceiul ăsta. Păi da, unde e mare, sunt și scufundări. Ia uite, săracu, ia uite cum se zmiorcă ieri ca un copil. A dat de greu și acum vrea să înduieșeze pe toată lumea. Mamă, mai naște-mă odată. Ascultă-mă, băiatule! Poate să treacă scrisoarea asta din mână în mână, toți o să-ți dea dreptate, dar ca să se arunce pentru tine în valuri niciodată. Pe omenire doar în fund de soarta ta. Așa că, măcar pe maică ta, las-o în pace, ea trebuie să creadă că ești bine, că ești fericit. Că ești fericit. M-am gândit bine. N-aș face nimic altceva decât o bancă din lemn
mijlocul mării. O bancă imensă, din lemn de stejar geruit. Vântul ar trebui să stea acolo din când în când, să se odihnească și să zică așa în sinea lui. N-a făcut nimic bun în viața lui decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur mare. M-am gândit bine. Aș face asta cu dragă inimă. Ar fi ca un lăcaș de stat cu capul în mâini în mijlocul sufletului.